nu am fost opus în situația să o numesc. Oamenii au venit și au fost în impactul de acolo. Și au venit și condiții destul de dificile. Pentru că o parte din ei au trecut prin așa ceva, au fost martori la astfel de evenimente și știu cât este de important în astfel de situații o mână de ajutor în plus și de ce nu și o încurajare pentru oamenii din zonă să vadă că nu sunt singuri. În momente critice, omul are nevoie nu numai de suport, să zic, financiar, dar și de suport moral. Și foarte mulți dintre ei sunt colegi care au intervenit pe timpul inundațiilor în 2008, în 2010 și și-au dorit foarte mult să le arate că nu sunt singuri. Foarte bine au fost mediatizate la momentele respective, pompieri care și-au pierdut casele, care și-au pierdut mașinile pe timpul inundației, în timp ce ei interveneau pentru a salva și bunurile și viața, și viața oamenilor din Andorohoi. Vedeți chestii care au fost puse aici, vreau să spun că problema colegilor care au fost la rotulație era undeva 7-21 din punct de vedere al activității, dar dislocarea de la locul de cazare până la locul în care a fost atribuit pe sectoare, sectoare a fost atribuite ca zone, ca străzi. Tot ce era trebuia scos, evacuat, înlăturat, pentru că cu cât riscul se manifestă mai mult, cu atât și riscul de îmbolnăvirea populației este mai ridicat. Cam era undeva, 6 dimineața, 22 seara. Asta a fost zi, au fost oameni care au stat câte 4 zile, câte 5 zile, câte 6 zile și o muncă destul de susținută care din punct de vedere a efortului. Și aici trebuie să fii și afectiv cu cetățeanul, trebuie să ia sigur și sprijinul moral, trebuie să fii și puțin psiholog, pentru că când vezi că nu mai ai nimic, ești căzut din punct de vedere emoțional și asta e o calitate, încă o calitate a salvatorului, de a putea fi empatic cu cel aflat în situații dificile.